În data de 12 mai era o zi de campanie electorală, era o zi în care fusesem la Zărdești. Evenimentul la care dumneavoastră faceți referire este festivalul Blumenfest de la Bod. De asemenea, ziua respectivă am fost și la sărbătoarea narciselor de la Șercaia. Sunt prezent permanent în teritoriu, fac deseori fotografii cu toți cei care solicită acest lucru. Dacă vă uitați pe pagina mea de Facebook și pe contul meu personal, în data de 12, când faceți referire la acea fotografie, sunt nenumărate poze. Evident că el nu apare pe pagina mea, nu știam cine este persoana respectivă și este foarte posibil să fie apărut dintr-o întâmplare într-un astfel de context. De altfel, fiecare dintre cei care doresc să facă fotografii cu mine, nu am avut niciodată reticența de a-i opri să facă acest lucru. Cum comentați ieșirile publice ale consilierului județean Andrei Cada și după descinderea de la domiciliul fostei sale soții? Nu sunt de acord cu aceste ieșiri publice. Am fost prezent la bilanțul Poliției Județului Brașov. Le-am adresat cuvinte de laudă. Județul Brașov astăzi, datorită serviciilor și implicării polițiștilor din județul Brașov, se află pe locul 4 la nivel național, ca unul dintre cele mai sigure județe. De asemenea, se află pe locul 26, dacă nu mă înșel, la nivel mondial. O dovadă că poliția română își face datoria și se implică în această activitate de a stopa infracționalitatea și sunt total de acord cu implicarea poliției și cu ceea ce fac în serviciul pe care și le exercită și dezaprob aceste afirmații a consilierului Cadaș. Cum puteți detalia motivele mai exact pentru care nu sunteți de acord cu ieșirile dumneavoastră publice? Ce anume, ce nu sunteți de acord și de ce? Nu am făcut neapărat o analiză pe text. Am citit ca și dumneavoastră, ca un cititor, am citit de pe Facebook aceste afirmații și nu sunt de acord cu modul în care tratează acest lucru, ținând cont de faptul că sunt implicat în viața comunității și am participat și am apreciat activitatea Poliției Române de fiecare dată în momentul în care am fost pus în această situație. Faptul că nu sunteți de acord va avea și efecte în cadrul partidului? Cu siguranță se va avea în discuție în ședința de joi o astfel de discuție referitor la ceea ce s-a întâmplat în spațiul public, de neajunsurile pe care aceste afirmații le aduc Partidului Național Liberal, iar această decizie o vor lua colegii mei în cadrul biroului permanent județean al Partidului Național Liberal. Dacă v-au spus surse, sunt surse și fiecare dintre cei care se vor întâlni acolo își vor spune punctul de vedere, își vor proba vinovăția sau nevinovăția, fiindcă în decursul timpului au fost și alte situații în care colegii de-ai noștri au avut astfel de abordări, iar cei care sunt găsiți vinovați, că aduc prejudicii de imagine partidului, cu siguranță se vor lua măsuri. Care vor fi acele măsuri, vom vedea în momentul în care vor decide colegii noștri. La nivelul partidului există comisii de integritate, există un cod etic și vom proceda în consecință. Aveți cunoștință de faptul că domnul consilier Andrei Cada și a fost în legătură de afaceri cu capii unei rețele mafiote căutate acum la nivel internațional și dacă da, de ce nu ați luat măsuri? Dacă nu, ce părere aveți despre aceste legături? Ceea ce am aflat în urmă cu 4-5 zile, nu am cunoștință despre acest lucru, habar n-am cine sunt domnii respectivi, am o cultură destul de bună, dar din păcate n-am ajuns la nivelul de a-i cunoaște pe acești domni. Habar n-am de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al implicărilor în afaceri și în alte activități. Tot ceea ce cred că ar trebui să ținem cont și ar trebui să existe din punct de vedere al deontologiei profesionale, în momentul în care există dovezi clare, ar trebui probate. În cazul în care știu, sunt simple apariții, să le tratăm ca atare și nu cred că are rost să creăm situații în care știu persoane publice care în decursul timpului și-au creat o imagine, care muncesc pentru comunitate, care accesează fonduri europene și care au implicări de tot genul, acesta să fie târât în tot felul de speculații și de afirmații ale unora din surse sau de altfel de situații. Considerați că asta s-a întâmplat cu domnul Cadașii? Nu vorbesc de mine. Nu vorbesc de domnul Cadașii. Vorbesc de mine. Vorbesc de faptul că trebuie să dau niște explicații referitor la niște lucruri despre care nici nu știam.
După cum v-am spus, acea fotografie și dacă vă uitați, fiindcă este un cont public, puteți vedea zeci de fotografii făcute și la Blumenfest, și la Zărnești, și la Sărbătoarea Narciselor. Lucrul acesta îl fac de fiecare dată și nu am de gând să îngrădesc decât în momentul în care îmi dau seama că cunosc persoanele respective și că mi-ar putea aduce prejudicii de imagine. Habar n-am avut o perioadă de timp până m-am uitat bine la fotografia respectivă, mă gândeam să nu fi făcut în Photoshop sau într-o regie de genul ăsta. Asta am lămurit-o că dumneavoastră nu aveți nicio implicare. În cazul în care se vedește că implicarea domnului Calaș este evidentă dumneavoastră, Am comentat, am spus tot ceea ce am avut de spus. Cred că Partidul Național Liberal, Organizația Județeană Brașov, care este un partid puternic, își va spune punctul de vedere și ulterior vom trage concluziile. Prin faptele de până acum, cum veți vota dumneavoastră dacă se va supune votul excludere? O să aflați în consecință în momentul în care vom avea această discuție în cadrul biroului. Nu mă antepronunț, este dreptul fiecăruia să aibă prezumție de nevinovăție, să-și susțină vinovăția sau să-și susțină nevinovăția în cadrul forurilor abilitatele Partidului Național Liberal. N-am avut timp să mă uit, fiindcă sunt o serie... Ați citit afirmațiile la adresa șefului poliției? V-am mai spus odată, dacă vreți să reluăm de la zero aceeași întrebare, că știu că ăsta este până la urmă tiparul după care dumneavoastră lucrați. Eu v-am explicat tuturor toate aceste lucruri și ce am avut de transmis, v-am transmis. Consider că este un răspuns care vi l-am dat în acestei întrebări ale noastre. Mulțumesc!